Oameni, despre oameni, performanță și profesionalism, curaj și devotament. Medici care schimbă destine prin muncă asiduă. Mă bucur să l-am astăzi alături de mine pe profesor dr. Ioan Lascăr, un personaj, o persoană care nu are nevoie de niciun fel de prezentare. Cu siguranță mulți dintre voi ați auzit sau poate toți cei care ne urmăriți ați auzit de profesorul Ioan Lascăr și de minunile în domeniul medicinei pe care profesorul Lascăr le face. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați primit astăzi în casa dumneavoastră, domnule profesor. Eu vă mulțumesc pentru vizită. De ce spunem în casa domnului profesor? Pentru că suntem în clinica domniei sale, clinică privată, pe care a reușit să o construiască după foarte, foarte mulți ani de muncă. Și este locul în care se retrage după ce vine de la spitalul de urgență Floreasca, unde merge în zorii zilei. Greșesc, domnule profesor? Nu. Corectați-mă nu dacă greșesc. Corectez. Așa. Și se retrage aici pentru a consulta pacienții în privat și tocmai ce mi-a spus că ajunge acasă cam pe la 8-9 seara. Nu se întâmplă zi de zi acest lucru, bănuiesc, domn profesor, nu? Sigur, sâmbătă și duminica nu se întâmplă. Sâmbătă și duminica nu. O să vedem ceva mai târziu și clinica domnului profesor. Vreau să intrăm în pâine, așa cum spunem noi pe românește. Domnule profesor, sunteți supranumit, numit și cunoscut drept tatăl chirurgiei plastice și reparatorii din România. Cel mai. Suntem așa la o emisiune care este mai relaxată și ne permitem să discutăm puțin mai relaxat pentru toți cei care ne urmăresc. Tatăl, părintele chirurgiei plastice române, exact. Este magistrul meu, profesor Agripa Ionescu. Sunt unul dintre elevii lui. Sigur, am avut acces în clinica domniei sale și i-am furat din îndemânare și din experiență. În urmă cu aproape 50 de ani, deci au trecut niște decenii de atunci, sigur, specialitatea a evoluat între timp și fiecare generație și-a adus contribuția corespunzătoare la creșterea performanței, la însușirea tehnicilor noi chirurgicale, implementarea procedeilor noi, a protocoalelor, organizarea instituțională a specialității, activitatea științifică și de cercetare. Deci, contribuția fiecăruia și-a adus aportul în edificarea actualei specialități. Specialitatea se numește în România, în acest moment, chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă. Este specialitatea ancorată la toate organismele internaționale, atât europene cât și mondiale. Activitatea științifică și de cercetare este vizibilă la nivelul acestor organisme internaționale. Și sigur, dacă e să mă refer și la dimensiunile corpului de specialitate, adică a numărului de specialiști care sunt dedicați acestui domeniul chirurgical, de la circa 35-40, cât eram la începutul anilor 90, în prezent numărul chirurgilor plasticieni în România depășește cifra de 350 și bună, mare parte din acest corp de specialiști este format într-adevăr de subsemnatul. Felicitări pentru acest lucru. Mă interesează de ce ați ales această meserie, de ce ați ales această orientare? Pentru că am înțeles că activitatea profesională ați dobândit-o sau a simțit-o așa încă din liceu. Ați terminat cu brio, v-am citit CV-ul. Trebuie să știți că domnul profesor are un CV de 5-6 pagini cu caractere scris, așa, caractere foarte mici.
Și am încercat să sintetizez așa, nu am reușit să memorez mare lucru, doar atât. Am reținut că în 1948, dacă nu mă înșel, ați terminat liceul. În 1948 m-am născut. Și 65, 48, în 65, așa. 65, în 65, șef de promoție. Da. S-a întâmplat. Așa, cum ați ales acest drum? Sigur, evoluția în domeniul medical, ca și specialist, vreau să spun, este cu totul particular. Adică, în timpul studiilor universitare, parcurgând inevitabil traiectoria corespunzătoare în vederea însușirii cunoștințelor la nivelul tuturor disciplinelor și a catedrelor din cadrul universității, mă refer la disciplinele de specialitate, sigur că student fiind, îți descoperi anumite afinități, îți dai seama unde anume vibrezi mai bine ca și interes în domeniul specialității și sigur, chiar din primii ani de facultate, studenții la medicină încep să își scaneze dorințele și chiar din primii ani gândurile pentru efectuarea unei specialități chirurgicale sau medicale încep să se materializeze. În sensul că cei care vor să facă chirurgie, printre care m-am numărat și eu chiar din primii ani în facultate, încearcă să se lipească de echipele de chirurgi din spitalele renumite la vremea aceea, ca și acum de altfel. Spitalul de urgență Floreasca era nav amiral pentru medicina la nivelul Bucureștiului și mi-am început activitatea din dorința de a face o specialitate chirurgicală chiar din anul 2-3 de facultate. Adică eram acceptat, cum se întâmplă și acum de altfel, eram acceptat ca partener, evident, foarte modest, ca și abilități și responsabilități în echipele chirurgilor cu experiență din spitalul de urgență și, sigur, odată contaminat, odată molipsit de această specialitate, boala cu ghilimele de rigoare a evoluat și la momentul în care a trebuit să decid alegerea unei specialități în urma susținerii examenului de secundariat, echivalentul rezidențiatului din momentul de față, am avut posibilitatea, având o medie ridicată, să aleg chirurgia plastică reparatorie, așa se numea atunci, singura clinică din țară, fiind condusă de profesor Adi Păianescu. Vă gândeați din tinerețe, domnule profesor, să mergeți pe această latură a medicinei? Din sigur, primul moment în care ați luat un manual de biologie în mână, cred că biologia se studiază la început, nu? Până să dai examen de absolvit. Da, mea acum mai bine de 50 de ani, nu? Când am făcut studiile liceale, o disciplină nouă și extrem de atractivă pentru generația mea era genetica medicală și cartea de biologie și genetică, sigur că genera interes, era un domeniu foarte nou pentru vremurile acelea și sigur a adus o contribuție importantă pentru alegerea unei profesiuni. Însă afinitatea pentru specialitățile chirurgicale sau medicale ți-o descoperi abia după ce te confrunți cu stagiile corespunzătoare pe parcursul anilor de studii, celor 6 ani de studii medicale. Cum a fost prima experiență, primul contact cu un pacient? Cum ați simțit acea zi sau cum v-a rămas întipărită în minte? Ar fi greu să-mi amintesc, pentru că au fost numeroase întâmplări, nu? Și participând în gări la spitalul de urgență, sigur că s-au adunat multe situații deosebite. Spitalul de urgență era și la acel moment, ca și acum, ultimul eșalon în tratarea cazurilor complexe, mai ales în domeniul traumatologiei și nu numai. Cazurile cele mai complexe și la acel moment și în prezent sunt inevitabil dirijate către Spitalul de Urgență Floreasca, spital pe care eu îl consider de ultim eșalon în țara asta pentru tipul ăsta de patologie, evident.
s-a acumulat o experiență deosebită și n-ar trebui să uităm faptul că în această formulă de spital multidisciplinar cu profil de urgență, această instituție de spitalul Floreasca, să spunem, este prima instituție din lume organizată după acest principiu. Adică pe la mijlocul anilor 30, prin 1934-1935, a fost înființat spitalul, s-a născut spitalul de urgență, care inițial funcționa, dacă nu mă înșel, în clădirea sanatoriului Antoniu, unde acum funcționează spitalul SRI și unde am studiat și eu chirurgia plastică sub îndrumarea profesorului Agripa Enescu cu aproximativ o jumătate de veac. Și, sigur, tipul acesta de abordare complexă, interdisciplinară a cazurilor extrem de grave, aparține spitalului de urgență, acestei instituții, acestui edificiu și acestei structuri instituționale, care a deschis un nou tip de abordare medicală. Deci, așa s-a născut ideea unor spitale de urgență multidisciplinare. V-ați gândit la un moment dat, domnule profesor, să renunțați la acest vis pe care ușor-ușor ați reușit să-l transpuneți în realitate? V-a împiedicat ceva la un moment dat? Haideți să ne așezăm puțin, pentru că asta, domn profesor, a muncit întreaga zi și cred că este mai comod, dat fiind faptul că încă nu și-a terminat treaba, cred că este mai comod să stăm aici să discutăm. V-ați gândit la vreun moment dat să renunțați, să vă axați pe altceva sau să rămâneți doar pe o anumită specializare? Nu, de la bun început am ales domeniul specialităților chirurgicale și ulterior, fiind admis în serviciul condus de profesor Agripa Enescu, evident că chirurgia plastică a devenit idealul meu profesional. Care a fost cel mai mare impediment pe care l-ați avut până să ajungeți să profesați și să terminați toate studiile? Bine, se spune că un om cât trăiește învață și acest lucru este valabil, bineînțeles, și în cazul domnului profesor, dar mă refer strict la perioada până să ajungeți să fiți medic cu acte în regulă, bineînțeles, între ghilimele, la Spitalul Floreasca. Sigur că traiectoria a fost destul de lungă și obișnuită pentru tipul acesta de profesiune, de carieră. Sigur, cea mai mare dificultate pe care am întâmpinat-o pe parcursul pregătirii de la elev și până la student și apoi rezident a fost în copilărie, lucru care nu apare în CV-ul meu. Și sigur, fiind considerat fiu de exploatator, generația actuală e cam greu să înțeleagă astfel de principii, dar lucrurile acestea au fost trăite în generația mea și generația părinților. Fiind fiu de preot, eram pe lista celor care nu puteau să fie admiși la liceu. Deci, sigur, pare absurd la ora actuală, dar din păcate atunci m-am confruntat cu această situație. Fiind considerat fiu de exploatator, nu puteam să acced la liceu. Și atunci a fost un moment mai delicat și a putut fi depășit cu succes de părinții mei. Evident, ca copil nu realizam mare lucru, însă părinții au conștientizat lucrul ăsta, au făcut un efort deosebit. Am fost chiar înfiat temporar până prin anul 4-5 de facultate, căpătând părinți noi, provizorii, cu origine socială sănătoasă, cum era formula la momentul acela pentru a putea continua studiile. Și în felul ăsta am reușit să acced la studiile liceale și apoi să pot fi admis în urma concursului foarte riguros la vremea aceea la medicină. Îmi amintesc că în acea perioadă concurența pentru ocuparea unui loc la facultatea de medicină, deci la examenul de admitere, era cam de 20-25 pe loc. Deci era o
competiție extrem de, extrem de strânsă și odată ce te vedeai pe lista de admitere la Facultatea de Medicină, evident că asta îți procura o satisfacție deosebită și evident că era și un stimulant pentru a te perfecționa în domeniu. Mi-amintesc că, sigur, fiind atât de riguros examenul de admitere, marea, imensa majoritatea colegilor erau colegi de 10 și colegii, prietenii de pe la alte facultăți întotdeauna tratau așa cu oarecare superficialitate situația. Mai la voi nu există decât nota 10, sigur, majoritatea a colegilor răspund erau de 10 pentru că nu, era admis unul din 23 de pretendenți la obținerea calității de student la medicină. Și toți cu rezultate extraordinar de bune. Cum vă amintiți de perioada studenției? Cum a fost? Nu regretați faptul că nu ați avut timp poate să vă petreceți mai multă vreme cu prietenii, să bănuiesc că a stat printre cărți mai mult decât un alt student care, nu știu, era la litere sau la altă specialitate? Medicina este o facultate grea, a fost și este și în prezent e în continuare, grea, adică este un volum imens de informație pe care studentul trebuie să și-l însușească pentru a ajunge în etapa în care poate să decidă asupra stării de sănătate, asupra tratamentului omului bolnav. Deci este o profesiune de maximă responsabilitate și care te obligă la acumularea unei foarte mari cantități de informație. Aceasta evident că începe chiar din primul an de facultate, dar studenția este studenție. Sunt și aspectele plăcute ale studenției care nu pot fi uitate niciodată. Poate cu atât mai plăcute sunt momentele de relaxare după ce, eu știu, dedici multe zile și nopți studiului individual. Marele dumneavoastră noroc, domnule profesor, în ceea ce privește viața personală este că și soția dumneavoastră a lucrat în domeniu și v-a înțeles, cred că, dacă erau zile în care lipseați mult mai mult decât era cazul de acasă. Fără îndoială a fost un privilegiu. Faptul că soția a fost medic, mai mult a fost chirurg, a fost ginecolog. Evident că înțelegeam perfect care sunt responsabilitățile, care este bilanțul de timp de care dispunem. Pe vremea aceea, activitatea era foarte mare consumatoare de timp. Adică, în tinerețe, făceam 10-11 gărzi pe lună. Soția la fel, deci ne vedeam destul de rar pe acasă într-o lună, dacă adunăm 10-11 gărzi ale soției și cu tot atâtea ale subsemnatului, ne mai vedeam în jur de 10 zile pe lună și, sigur, e obligatoriu, trebuie să facem schimb ca să avem grijă și de copilul nostru, fiul nostru. Dar, în prezent, tânăra generație este destul de grijulie cu timpul liber și mai mult de câteva gărzi nu prea acceptă tinerii rezidenți în zilele Sunt, noastre. Da, tot felul de... Nici nu știu cum să le zic. Se plâng foarte mult, să fim așa mai indulgenți medici în ziua de azi, că timpul îi presează. Oricum, în România avem o problemă majoră cu deficitul de personal. Persistă în sistem această problemă. În domeniul medical, dar nu e de ieri de azi, oricum. Dacă suntem cu discuția pe acest palier, evident că domeniul medical este în mare criză de resursă umană. Ne-au plecat foarte mulți medici. Am fost o bună perioadă, respectiv două mandate, președintele Colegiului Medicilor în municipiul București și în perioada celor două mandate au plecat câteva mii de doctori din București, numai din București. Deci dacă ne gândim ce s-a întâmplat și adunăm și numărul medicilor plecați din țară, realizăm că o proporție importantă a corpului medical din România nu mai există în area noastră geografică. Sigur că este o pierdere imensă pentru că pregătirea unui medic înseamnă pentru stat, pentru țară, o investiție serioasă și fiecare
medic pierdut, adică plecat în altă țară, înseamnă o pierdere valorică pentru această țară. Sigur că între timp lucrurile s-au mai îmbunătățit puțin, salarizarea este chiar atractivă la ora actuală în domeniul medical, asta a făcut să crească și interesul pentru studiile medicale, deci numărul celor care doresc să devină studenți, deci doresc să urmeze studii medicale, a crescut semnificativ. Și sigur, și numărul celor care doresc să plece s-a redus, ba chiar ne bucurăm, sau în orice caz eu mă bucur, să constat că unii dintre cei plecați încep să se întoarcă. Totuși este o chestiune de timp dacă este să vorbim despre cei care își doresc să ajungă medici, pentru că presupune acest lucru niște ani de studiu. Tocmai de aia v-am spus că este o investiție serioasă. Deci înseamnă facultate de 6 ani, după care urmează perioada de rezidențiat. Deci terminarea studiilor medicale nu îți oferă nici măcar drept de liberă practică. Deci ca să poți să ai acces la omul bolnav, deci la pacient, și sigur să decizi o conduită terapeutică, stabilești un diagnostic, stabilești o conduită terapeutică, trebuie să mai parcurgi o etapă, iar selecția este tot prin concurs riguros, adică trebuie să obții calitatea de medic rezident într-o specialitate anume, perioada respectivă fiind dedicată pregătirii strict în domeniul ales, adică chirurgie generală, ortopedie, medicină internă, cardiologie, gastroenterologie. Deci sunt domenii medicale, specialități medicale, care presupun, din punctul de vedere al parcurgerii curiculei de specialitate, un număr de 5 până la 6-7 ani. Deci asta înseamnă, practic, încă o facultate. Până la momentul la care medicul specialist, obținând acest titlu după finalizarea studiilor de rezidențiat, obține dreptul de liberă practică, deci e medic specialist cu liberă practică în domeniul pe care l-a absolvit ca și medic rezident. Sigur, asta face ca cei care doresc să practice medicina să se înarmeze cu multă răbdare. Studiile sau studiul în domeniul specialității nu se termină toată viața. Deci orice domeniu, orice specialitate medicală, având în vedere că progresul este foarte rapid, mai ales în ultimele 2-3 decenii, te obligă ca în permanență să fii în priză, deci să te informezi, să fii la curent cu progresele în domeniul specialității, ca să poți să acorzi maximum de beneficiu pacienților. Lucrul acesta trebuie înțeles foarte repede, chiar din primii ani de studii, și e foarte important ca la final, după această investiție semnificativă din partea statului, deci facultatea, apoi perioada de rezidențiat, cei care parcurg această traiectorie să poată să reîntoarcă valoric sub forma competenței profesionale să-și aducă contribuția la mersul înainte al țării. Pentru că suntem în prezent, domnule profesor, și că am deschis acest subiect, aș vrea să vă întreb, până să ne întoarcem la ale noastre, așa, ce credeți că îi lipsește sistemului medical din România? Sau îi lipsește ceva? Bine, perfect nu e nimic. Sigur, pe acest pământ. Lipsește reforma, asta ne dorim de 30 de ani. Ne dorim o reformă a sistemului de sănătate. Iar reforma înseamnă restructurarea, reconfigurarea integrală a sistemului, plecând de la infrastructură, deci de la spitale, de la clădiri, mergând cu gândul apoi la nivelul de dotare, armonizarea, nu, cu ceea ce înseamnă progresul tehnologic actual, apoi pregătirea resursei umane, perfecționarea și reforma cadrului instituțional, adică regulile care trebuie să guverneze activitatea în domeniul medical în vederea
acordării maximei siguranțe pentru pacienți și, sigur, un element foarte important este cel referitor la asigurarea resurselor financiare pentru a avea un standard de calitate corespunzător, în acord cu ceea ce se întâmplă în restul spațiului european. Suntem țară care face parte din spațiul european, nu? Și evident că ne comparăm cu partenerii noștri din Uniunea Europeană. Deci exemplele nu sunt prea departe, însă evident reforma sau dorința de a face reformă și momentul în care lucrul acesta va fi posibil ne aparține. De cât timp am avea nevoie pentru ca lucrurile să decurgă într-un mod normal, să zicem, și firesc pentru vremurile pe care le trăim? Evident, așa, situându-ne pe palierul teoretic, dacă ne gândim la satisfacerea elementelor de care tocmai v-am amintit, ar trebui să aibă o țintă care să fie peste 10-15 ani, să spunem, și avem un moment pe care ne-l fixăm ca și ideal pentru validarea tuturor elementelor care să ne permită reconfigurarea sistemului medical și, sigur, pe urmă, pe etape, fiecare dintre cei care au atribute decizionale în domeniul medicinei să știe că până în anul cu tare trebuie să bifăm un anume aspect, apoi în următoarea perioadă avem alte obiective și așa mai departe. Deci numai planificând logic e posibil lucrul ăsta. Deci nu este posibil ca spontan peste noapte să ne trezim cu un alt sistem. Nu? Reformă asta înseamnă. Deci o perioadă, stabilirea unui moment țintă și stabilirea unei traiectorii logice, nu, care să permită o abordare realistă a tuturor etapelor și să avem un final fericit. Deci să putem atinge ținta la momentul propus. Haideți să mai facem o incursiune în trecut, domnule profesor, și vreau să vă întreb, tot referitor la ce îi lipsește sistemului medical din țara noastră, în trecut pare că îi lipseau mai multe lucruri, dar nu se întâmplau atât de multe tragedii, atât de multe necazuri, sau nu era lumea suficient de informată, nu aveau acces la informație atât de mult oamenii, se întâmplau și atunci tragedii precum, iată, colectiv, am avut o dramă națională, am avut, nu mai îmi vine acum în minte foarte multe situații de gen, oricum colectiv, situația colectivă a fost unică, dar ca exemplu, să vă faceți o idee, deci se întâmplau și mai de mult cazuri, dar nu erau mediatizate, sistemul e de vină actual, cum era mai de mult? Evident, nivelul de informare în urmă cu mai bine 30 de ani era extrem de modest. Deci accesul la informație era limitat sever. Gândiți-vă că aveam 1-2 posturi de televiziune care difuzau 2 ore pe zi. Acum avem 30 de posturi de televiziune care emit non-stop și care sunt în vânătoare permanentă, la vânătoare permanentă de știri. Orice accident poate deveni o știre pentru un anume post mai obscur, să spunem. Dar accesul la informație, evident, e un beneficiu, e un privilegiu. Nu putem nega lucrul ăsta. Mare parte din oameni reușesc în așa fel, mare parte din populație, reușesc să conștientizeze ceea ce se întâmplă în timp real, la nivelul țării. Altădată, să spunem, în urmă cu 30-40 de ani, evident că se întâmplau aceleași lucruri. Eu sunt specialist de aproape jumătate de viață, chiar în specialitatea mea n-au apărut noutăți patologice. Și atunci erau accidente de mime, erau explozii la combinate cu zeci de victime de care nu știa nimeni. Știam noi, specialiștii, ne deplasam. Mergeam și atunci cu elicopterele, cu convoi de salvări ca să acordăm asistență la accidentele de la rafinării, la combinate petroliere. Erau accidente chiar foarte numeroase. Da? Reușeați să gestionați situația? Evident, cum se cuvine? Cu mijloacele de atunci, dar lucrurile erau cam la același nivel și în restul lumii. Progresul tehnologic a luat un avânt extraordinar
în ultimele 2-3 decenii. La ora actuală, medicina performantă nu mai poate fi concepută fără tehnologie modernă. Păi imaginați-vă că în urmă cu 40-50 de ani nu exista nici tomograf, nu exista la nivel planetar, nici RMN. Acestea sunt achiziții recente, v-am dat doar două exemple, dar același lucru este valabil în toate domeniile. Sigur, și la noi s-au făcut progrese, inevitabil, sau mai corect, incontestabil, nu putem recunoaște progresele. Gândiți-vă, vă dau un exemplu foarte simplu. La începutul anilor 90, în România, nu existau seringi de unică utilizare. Injecțiile erau făcute cu seringi care erau fierte și resterilizate prin fierbere, iar tratamentul injectabil era efectuat de această manieră. În prezent nu mai există acest tip de instrument, seringa resterilizabilă. Nu, sunt doar seringi de unică utilizare. Vă dau doar un exemplu. La sfârșitul anilor 80, în România, exista un singur RMN. Unul singur. În prezent sunt spitale care acela? Panduri, la spitalul Panduri. În București. Ce făcea un pacient de la Satu Mare, de exemplu, care avea nevoie de un RMN? Sau de... Murea cu zile. Dacă nu își permitea... Realizați dacă exista un singur aparat în această țară, era un privilegiu să poți beneficia de astfel de investigații. Evident, era un mare lux să poți să ai accesul la acest tip de investigație. În prezent, 80-90% din patologia chirurgicală beneficiază în etapa de diagnostic, de evaluare imagistică, de un RMN sau de un CT, în oncologie de un PET. Nu? Sunt echipamente care, la ora actuală, le întâlnim nu numai în toate spitalele județene, ci și în spitalele orășenești. În orașul meu natal, de exemplu, Comănești, spitalul dispune și este oraș cu 25.000 de locuitori, dar care deservește o arie de 80-100.000 de locuitori. Există și CT și RMN, deci într-un mic oraș de provincie. Au evoluat lucrurile în bine, dar totuși evident, mai este loc. Sigur, în alte părți lucrurile au evoluat mult mai repede. Și evident nu putem să nu ne comparăm cu ce se întâmplă în restul lumii. La ora actuală, accesul la informație, la informația de specialitate, accesul la tehnologie este foarte deschis. Și evident că nu putem să ne facem profesiunea decât comparându-ne cu nivelul actual al specialității. Ne comparăm și în același timp specialiștii de la noi din țară merg și profesează în afară și noi, în calitate de pacienți, când este cazul, am opta sau dacă ne-am permite, am opta mereu pentru clinicele de afară. De ce? Se întâmplă undeva, e ceva... Sigur, nici eu nu înțeleg de multe ori această tendință și credeți-mă că mă refer doar la experiența mea personală. Mă confrunt de multe ori cu situații, cu pacienți care au beneficiat, să spunem cu ghilimele de rigoare, de proceduri chirurgicale afară, dar a căror evoluție impune corecție. Și atunci se întorc în țară și volens nolens trebuie să rezolvi o problemă pentru rezolvarea căreia s-au plătit bani grei pe afară, pe undeva, nu? Iar aici, sigur, pacientul trebuie rezolvat și beneficiază de nivelul de asistență pe care putem să-l acordăm noi. Deci asta vreau să spun că, ca în orice domeniu, ca peste tot în lumea asta, există și medici buni, există și medici excepționali, există și medici mai puțin buni sau, cu o experiență mai modestă, pentru că experiența în domeniul medicină, în domeniul medical, este extrem de valoroasă. Nu poți să fii, de exemplu, profesor de chirurgie la 35-40 de ani, pentru că a accede la acest nivel de competență și de responsabilitate profesională, practic, din punctul de vedere al problemelor de patologie, trebuie să rezolvi orice problemă.
Ori, ca să poți rezolva orice, trebuie să ai deja niște mii de cazuri de pacienți operați în spate la care să te raportezi. Deci te raportezi la experiența personală. Nu e suficient să fii foarte informat. Poți să stochezi informație extrem de consistentă. Biblioteci poți să le memorezi, dar dacă ar trebui să scoți o unghie, să nu o poți face dacă n-ai văzut cum trebuie făcut. Dacă n-ai mai scos vreo 10 unghii, să spunem, în cariera ta, v-am dat un exemplu extrem de simplu. Deci sunt domenii care presupun acumularea unei experiențe consistente pentru a putea acorda maximum de beneficiu pacientului. Și pentru că ați folosit cuvântul maximum, v-aș întreba, domnule profesor, care a fost cea mai dificilă intervenție pe care ați avut-o dumneavoastră? Care v-a marcat așa cariera de aproape 50 de ani? Cea mai dificilă intervenție este cea pe care o fac atunci. Fiecare intervenție. Deci nicio intervenție nu trebuie tratată cu superficialitate. Deci nu trebuie desconsiderat, minimalizat. Ai un fleac să rezolvă, să faci rabatul la calitate. Nu. Fiecare intervenție chirurgicală este cea mai importantă în momentul în care efectuezi. Sigur că din punctul de vedere al dificultății, al mobilizării resurselor umane, al utilizării resurselor materiale, au fost și cazuri extrem de complexe. Am operat peste 45.000 de pacienți în cariera mea, deci vă dați seama că m-am confruntat cu toată gama de probleme specifice specialității mele. Au fost și operații, sunt operații care pot dura câteva zeci de minute, dar și operații care durează 10-15 ore, am și operații care au durat 15-18 ore în cariera mea. Dar, repet, nicio intervenție nu trebuie tratată cu suficiență, cu superficialitate. Ați avut și operații în premieră pentru România. Da, n-am refuzat niciodată pacienții și, sigur, mi-a plăcut să mă confrunt și cu cazuri dificile care reclamau soluții deosebite. În general, profesiunea aceasta, chirurgia, este o profesiune care reclamă de multe ori și temeritate. Este o abordare agresivă a pacientului, nu? Deci orice intervenție chirurgicală presupune o agresiune asupra organismului uman. Practic, nu umblăm în pacienții noștri, asta este profesiunea noastră, asta e competența noastră, să umblăm, să deschidem pacienții, să reparăm ce este de reparat și apoi să închidem la loc. Ne-a acordat Creatorul acest privilegiu, să umblăm prin creația divină și să putem să reparăm acolo unde putem permite și unde ne permite divinitatea, evident. Care este cea mai mare provocare pentru dumneavoastră în, mă rog, în carieră, bineînțeles? Să fiu prezent în domeniul specialității, da, și în general nu-mi place să refuz pacienții. Asta sigur că nu pot să-i operez pe toți deodată, eșalonez și repet, nu doresc, nu-mi place să refuz pacienții. Chiar și cazurile complexe, îmi face ce plăcere să le abordez. Cum vedeți, domnule profesor, stadiul în care a ajuns chirurgia plastică din România? Pentru că au folosit foarte multe persoane acest talent pe care îl au, doctori, da, medici, pentru a apela la anumite tehnici de înfrumusețare a unor persoane mai mult decât e cazul, această nebunie a timpurilor de a arăta tot mai bine, de a ne transforma, încotro ne duce? Sigur, trebuie să existe un barometru al calității, ca să spun așa. Iar în relația aceasta, în binomul, să-i spunem, medic-pacient, și dacă ne referim la pacientul care se adresează pentru probleme de chirurgie estetică, elementul sau factorul care dispune de competență și de responsabilitate în rezolvarea problemei este medicul.
Deci pacientul vine cu o dorință care poate fi realistă sau poate fi ceva fantezist, extrem de fantezist. Deci poate să pacientul, neavând pregătire de specialitate, poate să-și decline o anume dorință. Dar medicul este cel care trebuie să cântărească cu rigurozitate, are competența și responsabilitatea aceasta profesională, să cântărească foarte riguros ce are, ce dorește pacientul și să-l lămurească dacă ceea ce își dorește îl avantajează sau dacă lucrul acela nu este firesc. Deci medicul este cel care stabilește. Deci dacă putem, dacă vedem situații care ne uimesc, nu prin abaterea lor de la ceea ce înseamnă normele de frumusețe în general acceptate, vina nu este în primul rând a pacientului, ci este a celui care acceptă să facă o intervenție, să zicem, la comandă, fără să existe suficient discernământ în cântărirea riscurilor, a avantajelor și a dezavantajelor și de a efectua doar acele procedee care aduc evident beneficiu real pacientului. Vă spuneam la începutul acestei discuții că ne aflăm în casa domnului profesor Lascăr. De fapt, suntem în cea de-a doua casă a domnului profesor. Dacă este să privim după timpul petrecut aici, cred că ar fi cam prima casă, domnule profesor. Este clinica privată a domnului profesor Ioan Lascăr. Un loc pe care domnia sa l-a clădit cu foarte multă muncă în urmă cu 20 de ani? Da, 20 de ani. 20 de ani, felicitări. De 20 de ani vine aici... Chiar 20 de ani. Această construcție are 20 de ani. Dar clinica de chirurgie plastică, evident, dedicată intervenției de chirurgie estetică, procedee care nu sunt acoperite de sisteme de asigurări nicăieri în lume. Deci tipul ăsta de serviciu privat se articulează foarte bine cu domeniul chirurgiei estetice, parte componentă a specialității mele. Am realizat prima clinică de chirurgie plastică, estetică din România pe la începutul anilor 90, iar această construcție are chiar 20 de ani și a fost dedicată din proiect unei astfel de utilizări. În frumusețări, așa, dacă... Sigur, circuitele, suprafețele au vizat siguranța maximă și confortul deosebit al pacienților, care de obicei, deci mă refer la pacienții care se adresează pentru procedee de chirurgie estetică, nu sunt pacienți în sensul clasic, binecunoscut al cuvântului. De obicei sunt oameni sănătoși care doresc să se simtă mai bine în pielea lor, ca să spun așa. Doresc mici îmbunătățiri, așa. Sigur, sunt, sigur. Da. Sunt și profesiuni care reclamă un aspect estetic rezonabil, profesiuni cu impact social deosebit. Deci, nu mă refer la lumea artistică. Numai, ci chiar și la un funcționar care stă în spatele unui ghișeu și intră în raport cu cei care au nevoie de astfel de servicii. Evident că îți face plăcere să vezi o figură mai tinerească, relaxată, nu? Decât o persoană îmbătrânită. Niște schimbări care poate ne măresc încrederea în sine, nu? Încrederea evident, în propria persoană. Evident. Și îmbunătățesc și calitatea relațiilor interumane. Exact. Haideți să, nu vreți să ne faceți sigur, un tur al clinicii, să ne prezentați... Asta e partea ambulatorie a serviciului, da? Cu cabinetul de proceduri nechirurgicale, evident. Dar asta este partea clinică, unde pacienții pot fi internați în condiții pe care le puteți vedea. Așa arată un astfel de aici salon. Aici este salonul. Da. Unde pacientul pot sta una, două zile. Dar cât durează internarea asta, urma să vă întreb? În funcție de complexitatea procedeului, de la o zi la câteva zile maximum. Mijloacele tehnice utilizate la ora actuală, calitatea deosebită a materialelor utilizate în intervenții, permit ca durata de spitalizare să fie foarte scurtă în raport cu durata de spitalizare pe care o dedicam acelorași tipuri de intervenții în urmă cu 40-50 de ani. Ce capacitate aveți? Câte paturi sunt? 6 paturi. 6 paturi. Oricum, pacienții nu poposesc foarte mult timp aici, nu, o noapte, două, după cum ați spus și dumneavoastră.
În momentul de față, în celelalte salare nu putem intra pentru că sunt pacienți, ne-a spus domnul profesor ceva mai devreme. Haideți să mergem mai departe. Blocul operator. Deci blocul operator, este da. Partea cea mai importantă a unui serviciu de specialitate. Luați înainte că vă pricepeți mai bine, cunoașteți zona. Aici avem partea de prejupost operator, unde iarăși nu putem accede. Iar aici este partea centrală. Acesta este nivelul de dotare tehnică. Impus la ora actuală de acordarea unor servicii de maximă siguranță și calitate pentru pacient. Aici este locul în care vă petreceți majoritatea timpului când sunteți la clinică. După amiezile. Programul pe la spitalul de urgență dimineața îl termin în jurul prânzului, între ora 12 și 2. Iar după amiaza operez aici, am consultații și în jurul ore 8-8.30 seara închei ziua de muncă. Da. Cam câte intervenții aveți pe zi, domnule profesor? La spitalul de urgență am câteva intervenții, iar aici de obicei am o intervenție. Una. Câteva ore, sigur că da. De exemplu, astăzi, ce ați operat? O intervenție care a durat aproximativ 2 ore. 2 ore, da. Și vă spuneam, programul domnului profesor încă nu s-a terminat. Urmează consultație de seară. Programul termin de obicei cam pe la 8.30, dar acest este program pe care îl fac de o viață. Deci cum sunteți cu timpul? Că se zvonește așa prin târg, merge la domnul Lastră, păi n-are timp, mă ia peste 2-3 luni, n-are timp. Atunci, nu refuz pe nimeni. Nu refuzați, dar cum sunteți? Așa la o lună, la 2 săptămâni? Depinde de specificul intervenției, de complexitatea intervenției. Sigur, întotdeauna mă pun de acord și cu necesitățile pacienților, nu pot fi pacienți care vin de afară, au un anume program, evident că trebuie să le acordăm prioritate, ca să spun așa. Și întotdeauna reușesc să mă pun de acord și cu dorința pacienților. Da, vă propun să mai mergem în biroul dumneavoastră, acolo unde domnul profesor oferă consultații. Mai departe, acum unde ne duceți? Vă invit în cabinet. Ca să mai schimbăm câteva vorbe, luați-vă, vă rog. Aveți aici foarte multe premii, văd, trofei, da, ce sunt acestea? Da, într-o carieră de aproape jumătate de veac, Volens Nolens, inevitabil s-a adunat. Da, sunt tot de premii, de la manifestări, evenimente naționale, internaționale. Da, văd, din 2010 acolo, de onoare, 2009. Societăți internaționale, membru de onoare al Societății de Chirurgie Plastică din Grecia, din Ungaria. Da. Am înțeles, domnule profesor, că fiul dumneavoastră, tot așa cu plastic e meseria, dar e artist plastic, nu? Plastic. Și mi-a spus că aveți niște tablouri pe aici făcute de el. Cărurile din clinică aparțin familiei, ca să spun așa. Și aparțin artistului familiei. Este un artist plastic. Și, sigur, este vorba de aceste tablouri? Da. Este unul din privilegii de care mă bucur, de asta am lucrările lui în clinică, personalizând astfel spațiile. Sigur că medicina se adresează pacientului, deci rezultatele activității doctorilor sunt la fel de lungi ca și viața unui om, rechtea pacientului. Pe când artistul este un creator, iar opera artistului este perenă. Pe finalul discuției, domnule profesor, v-aș întreba dacă ar fi să dați timpul înapoi, dacă ați face același lucru sau dacă ați schimba ceva în cariera dumneavoastră. Evident, aș face aceeași specialitate. Sigur, în orice caz, domeniul chirurgical m-a atras de la bun început, iar această specialitate, și avându-l ca magistru, ca maestru pe profesorul Agripa Ionescu, am considerat că face parte din existența mea. Nu ați schimbat nimic la viața dumneavoastră? Nici o virgulă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru acest interviu și sper să ne mai primiți aici, în casa dumneavoastră. Pentru mine a fost și o plăcere și o onoare să vă am ca oaspete.
Vă mulțumesc, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne revedem la următoarea emisiune. Numai bine!